La începutul lunii decembrie anului trecut, peste două mașini parcate pe Bulevardul Dunării, lângă parcul Colegiului Național Traian, s-a prăbușit un arbore înalt de 30 de metri. Din fericire, evenimentul nu s-a soldat cu victime, dar a produs pagube materiale importante, una dintre mașini fiind distrusă. Extrem de nervoși, proprietarii spuneau la acea vreme că nu știu cui să ceară socoteală, primăriei sau Colegiului Traian. Acum, la o lună și jumătate, răspunsul vine de la Primăria Severin. În ședința Consiliului Local de azi a fost aprobată plata către Colegiul Traian a sumei de 15.012 lei, cu care să fie despăgubiți proprietarii mașinilor distruse de copac. Este vorba despre doi copaci care, la o furtună, au căzut peste două mașini, producând pagube. Noi ne asumăm această problemă. Primarul atrage însă atenția că există o problemă mai delicată legată de copacii de pe domeniul public. Astfel, mulți dintre arbori nu pot fi tăiați deoarece severinenii se opun, deși există unii arbori care pun în pericol siguranța și chiar viața oamenilor.